Bună ziua, dragi telespectatori! Ne bucurăm că ne sunteți și astăzi alături și că intrăm așa cu primăvară frumoasă, zic eu, în sufletele dumneavoastră și în casele dumneavoastră. Vă mulțumesc că ne primiți și astăzi la porțile dorului și că le deschideți cât mai larg, pentru că noi asta vom face aici în platoul emisiunii La Porțile Dorului, întrucât o familie frumoasă, place mie să spun și la chip și la suflet, a povopsit la noi, la Porțile Dorului. Vreme de 2 ore vă voi cânta sufletele prin cântecele frumoase pe care ni le-au adus și zic eu că merită să rămâneți preț de 2 ore în fața micilor ecrane și o să le spun chiar acum, pentru prima dată la Porțile Dorului, bun venit doamnei Nina și domnului Nicu Spână. Bună ziua și bine v-am găsit, bună ziua tuturor care ne privesc acum și vă mulțumim din suflet pentru invitație și le doresc tuturor o primăvară frumoasă. Domnul Nicu. Bună ziua, vă spun și eu, dumneavoastră și telespectatorilor vâlceni. E prima dată când venim la noastră, ne face mare plăcere și mare bucurie am venit, pentru că vrem să aducem cântecele noastre aici la noastră, la Vâlcea, telespectatorilor, să încântăm așa cum e o zi de primăvară frumoasă și însorită. Și întrebarea care mi-o adresa mie, venind încoace spre emisiune, cum v-ați cunoscut? Și până la urmă, cântecul cred că a fost cel care v-a unit. Exact. Sigur, așa cum am spus și în alte emisiuni, la alte posturi. Cântecul ne-a unit pentru că ne-am întâlnit cântând și am crezut că așa facem cunoscut, așa ne-am o treabă bună și chiar am făcut cum și în familie și în pășină. Nu e ceva greu. Dacă te placi și faci totul ce e bine și plăcut, să știi că în continuare mergi mulți ani frumoși care nu trebuie să... Știți că în lumea asta artistică mai sunt tot felul de probleme care intervină. Să faceți parte dintre norocoși, ca să zic așa, că ați rezistat cu brio de-a lungul anilor. Și asta putem să spune că și norocul, dar eu cred că și destinul și soarta și potrivirea de caracter, de nepotrivit și cântând la cântec. Exact asta, asta era următoarea întrebare, că chiar ați reușit să faceți așa un cuplu frumos și din punct de vedere muzical. Exact. V-a fost greu să vă mențineți ca atare, să veniți pe piață și pe placul iubitorilor de folclor și să rezistați ca atare în timp? Da, ușor nu este, pentru că asta e viața, vedeți. Nu numai în domeniul ăsta este greu. În ziua de astăzi că, e greu. Da. La noi să zicem că e puțin și mai greu pentru că suntem și în familie și pe scenă și sunt multe critici, multe răutăți, multe cu invidii. Cine ați colaborat cel mai bine de când ați început să imprimați materiale discografice? Mă refer aici poate și la instrumentiști, de ce nu poate și la textieri dacă au existat ei? Noi întotdeauna am făcut cu băieții noștri la Doina Argeșului, o parte, și chiar și de aici la dumneavoastră, la Filarmonica, Spuma, să zicem așa, cei mai buni, ei care sunt deja știuți în orchestră. Și au fost și băieții noștri aproape și am făcut lucruri frumoase împreună cu ei. Asta ca orchestrație. Noi suntem foarte, foarte mulțumiți. Le mulțumim mult de tot și o să mai colaborăm. Chiar ultimul CD-ul aici la noastră, la Vâlcea, la studio. Chiar aici, aproape la studioul Școlii Populare de Artă. Da, l-am făcut și mulțumim domnul Cristi Iordan și îl salutăm pe calea asta și noi suntem mulțumiți pentru registrările care le-am făcut la dumneavoastră aici. Știu că o să vi se pară că o să vă punem repede la cântat, însă noi vrem să ne bucurăm de cântecele pe care ni le-ați adus și cu primele 2 duete pe care ni le-ați adus astăzi, noi vom deschide, ca să spunem așa, momentul muzical al ediției de astăzi la Porțile Dorului. Vă invităm așadar la locșorul nostru de cântat spre ne aduce primele 2 piese de astăzi, într-o zi frumoasă de primăvară. Sperăm ca și acolo acasă, în fața micilor ecrane, să vă simțiți bine și, de ce nu, poate și cu un pahar alături, pentru că melodiile ce vor urma, cu siguranță, vă vor îndemna și la așa ceva. Așadar, să-i ascultăm pe Nina și Nicu Spână.
Angelica, mândră floare, m-apuca miaza mare. Cu mândră s-l-a cosit, tu nu mi-aduci de prânzit. Hălăuă, uă, hălăuă, uă. Și la tine hăulesc, să vii mândră să prânzesc și pe fân să te iubesc. Alău și iarău, neiculiță vin acum. Alău, au, dor de tine mă apucăm. Alău și iarău, unde ești neicuță tu? Unde ești neicuță tu? Hălăucosesc și la tine hăulesc, să vii mândră să prânzesc și pe fân să te iubesc. Îl dau naibii de cosit. Cu mândră pe cărare, ai cu coșul de mâncare. Hălău și iarău, unde ești micuță tu? Unde ești micuță tu? Că mă doare sufletul. Hălău, uua, hălău, uua. Hălău cosesc și la tine hăulesc, să vii mândră să prânzesc și pe fân să te iubesc. Oanică fânui mare, mă doboară din picioare. Alău, nu te găsesc, stai neică să haulesc. Alău și iarău, unde ești neicuță tu? Unde ești neicuță tu? Și la tine hăulesc, să vii mândră să prânzesc și pe fân să te iubesc. Hălăuă, uă, hălăuă, uă, hălăuă, uă. Să știi, cu dragostea nu glumi, că te prinde dorul greu după sufletelul meu. Sufletul meu. Cu ce cinstit
spus mândră să știi, cu dragostea nu glumi, că te prinde dorul greu după sufletelul meu. Dragostea ta e la mine, dar de ce să suferim? Mai bine să ne iubim, o să cauzi mult și bine. Dragostea ta e la mine, dar de ce să suferim? Mai bine să ne iubim. Frumoase cântece de dragoste, așa de primăvară, nu? Că primăvara parcă simțim și mai mult și, și mai din plin dragostea, acest sentiment care, după cum spuneam, că mereu ne ține tineri și frumoși, voci calde și plăcute. Mulțumim. Ați urmat cursuri de canto. Da, sigur că da. Ce ne puteți spune despre acea perioadă în care ați urmat cursurile respective? Pentru că mă gândesc că poate la un moment dat, nu știu, poate atunci, era mai multă seriozitate, rigurozitate? Da. Cum vedeți lucrurile? Și una și alta era mai, parcă mai, puțin mai așa, mai, mai, cum să spun eu? Mai multă atenție acordată? Mai multă atenție acordată și în partea elevilor și în partea profesorilor și autorităților în general. Să iubea folclorul mai bine, mai altfel, mai la el acasă. Schimb, acum e foarte greu, mai greu. Nu foarte greu, să zicem, că pentru greu a fost întotdeauna, să zicem. Dar, ce să facem, trebuie să trăim, uite, ne-am ajutat dumneavoastră cu televiziunile, mai venim și mai aducem cântecele la lume în casă, la oameni care ne plac și iubesc folclorul. Și zic eu că e un lucru bun, ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că... De cât putem, încercăm și noi, sigur, să promovăm... Da. Ne promovați măcar... și ne ajutați să promovăm și noi, la rândul nostru, cântecele. Numai așa ne poate cunoaște publicul și pe noi și cântecele noastre. Cei care au urmărit prima melodie și au ascultat-o, cu siguranță s-au dus cu gândul într-o anumită parte, spre Ion Dolănescu, nu? Și spre Maria Ciobanu. Vă deranjează această... alăturare, ca nu, să o numesc nu eu. Nu sunteți prima persoană care ne zice, nu ne deranjează în primul rând pentru că au fost și sunt și rămân, nu știu cum să mai spun, niște mari personalități ale muzicii populare. Iar al doilea rând, poate, dar nu cred că ne dezavantajează, că cum am spus și în prima fază, din contră, a fost mari artiști și chiar ne face pe mare plăcere să ne asemene lumea și să ne aprecieze. Asta e stilul nostru, ăsta, sigur. Nu e din... sunt stiluri apropiate. Așa și... ne-am născut noi cu stilul ăsta, da. Nu. Și am încercat să copiem sau... pentru că noi avem cântecele noastre, vedeți, eu vin în zona Olteniei, Nina vine, da, în zona Argeșului, dar am încercat să abordăm... Sunt oricum, sunt zone apropiate și să abordăm un stil de muzică care ne reprezintă și ne simțim bine pentru că și putem să aducem aportul chiar. Și întreb acest lucru pentru că există foarte mulți tineri, poate în momentul în care au pășit la anumite concursuri sau festivaluri, dacă suna vocea și aducea cu a unui interpret, poate de multe ori a avut de pierdut și poate a fost chiar, da, descalificat. De-aia în ziua al doilea rând, pentru că când eram cu școala muzică, da, de populară, ne aduceam la anumite concursuri și neavând cântecele personale, proprii, nu mai luam din repertorul Ion Dolănescu, eu știu, Marin Cornea, Dumitru Ridescu și se făceau mici asemănări. Nu cădeau bine și probabil că pierdeam pe seama asta. Dar în timp, făcându-ne repertorul, mai ales de când suntem împreună,
ne-am făcut repertorul nostru și lucrurile au luat altă întorsătură și merg și ne-am făcut și numele noastre proprii. Fiind elev la Școala Populară de Artă, nu știu, întreb, ați apucat să mergeți la culegeri de folclor, la bătrânii satelor, i-ați găsit sau chiar în momentul în care poate v-ați căsătorit și ați vrut să aduceți ceva nou în atenție, ați mai găsit persoane cu sufletul deschis? Știu că bătrânii se urnesc mai greu să dea... Da, și chiar și costume. Nu se îndură de ele. O să vorbiți despre costume. Da, ce se întâmplă? Cum să nu? Și acum să mai sunt. Chiar pe acolo așa, rătăcite, până mai sunt, eu știu, într-un colț de sat, la cineva anonim sau neștiut de nimeni. Și întâmplător și spre binele nostru mai găsești câte un vers, câte un cântec uitat, care s-a cântat, s-a lăsat din moș strămoș și îl iei și îl... Bine, că îl aduci la lumina și la, cum am zis, la plăcerea și la stilul tău și îl... De o interpretare și altceva. Îl mai transform, dar da, multe cuvinte și multe... a fost și chiar duetele astea frumoase. A fost greu să vă păstrați în zonă și să aduceți în fața iubitorilor de folclor cântece autentice și comercialul să nu-și facă... Nu ne-a fost greu, pentru că noi și așa, din contră, ne face o mare plăcere. O să vă întrerup, pentru că ai mei colegi fac semn că trebuie să punem pe doamna Nina la cântat, da? Cu alte două piese și vom reveni apoi să dezvoltăm subiectul. Așadar, dragi telespectatori, două piese pe care doamna Nina ne le-a adus în prima parte a acestei emisiuni, noi vom reveni apoi în cea de-a doua parte la discuții și alte cântece spre ascultare. Thank you.
soacră mea, că mă potrivesc cu ea. Și la joc, la tot ce vrei, parcă aș fi fata ei. Dragul mi de soacră mea, că mă potrivesc cu ea. Și la joc, la tot ce vrei, parcă aș fi fata ei. Alin, mai bine uite-le, că nu-mi stau picioarele. Rup și sandale, joc și cu tălpile goale. Alin, mai bine uite-le, că nu-mi stau picioarele. Rup și sandale, joc și cu tălpile goale. Din petece să se tot împiedice. De-ar fi negas prin denel, nu m-aș dezlipi de el. Dar parcă-i din petece să se tot împiedice. Alin, mai bine uite-le, că nu-mi stau picioarele. Rup și sandale, joc și cu tălpile goale. Picioarele, rup și sandale, joc și cu tălpile goale. Faci numai lucruri bune, că vecina mie spune.